Cum să scapi de basul inutil pentru un mix mai bun? Există bas inutil, adică frecvențe joase, care nu sunt utile proiectului, nu sunt utile melodiei. Practic ele nu se aud, dar ce se întâmplă? Ele încarcă mixul cu o energie, îi scade foarte mult dinamica, îl încarcă ca și volum pe plaja respectivă de frecvențe joase. Ele nu se aud sau se aud într-un mod foarte deranjant și vrem să scăpăm de ele. Basul util este la tobă mare, da, sau la kick bass, este la chitară bas, la un bas sintetizat sau la alte instrumente care coboară foarte mult în frecvențele joase, cum ar fi probabil pianul, contrabasul și așa mai departe. Într-unele piese, dacă ai foarte multe instrumente în piesă, la mixaj s-ar putea să ai nevoie să tai din partea de joase a unui pian sau al altui instrument pentru a face loc tobei mari și basului. Dar ce se întâmplă cu restul sunetelor și cu restul instrumentelor și vocilor din mixul nostru? Aparent, noi auzim în mare parte frecvențele medii și frecvențele înalte, iar din frecvențele joase auzim doar o mică parte. Însă, în momentul în care toate aceste sunete sunt mixate în proiect, cele care vor predomina vor fi toba mare și basul. Vrei doar să se audă fain și să sune fain împreună cu vocea, mai ales, sau dacă ai voce, bineînțeles, în melodie. În acest proiect pe care eu l-am mixat, avem tobe, avem bas, avem chitară electrică, avem un pian electric, avem un sintetizator, avem voce feminină cu efectele aferente, chitară double six, adică cu 12 corzi, avem o chitară simplă și cam astea sunt toate sunetele din acest proiect. Basul care ne interesează să rămână în proiect este basul provenit de la kick bass-ul de la tobă și de la instrumentul de bas, care în cazul nostru este unul virtual, este un bas virtual realizat în MIDI. De la celelalte sunete, în schimb, nu prea vrem să auzim basul, asta nu înseamnă că ele nu conțin informație pe plaja de frecvențe joase, doar că noi nu o vrem acolo. În primul rând, nu se aude și nu este utilă proiectului, iar dacă o lăsăm acolo, prin mixaj, sunetele se însumează ca și volum. Așadar, vom avea în partea de frecvență joasă, pe lângă basul util, vom avea și bas inutil. Încercăm să scăpăm de acela. Basul util sună cam așa. Eu am observat atunci când am făcut mixajul la tobe că aveam un pic de bas și pe tomurile de la tobă și nu mi-au plăcut cum sună, așa că am tăiat astfel încât să nu afectez foarte mult din felul cum tomurile sună. Le-am lăsat să sune în continuare foarte bine, însă am tăiat frecvențele prea joase, care nu mi-au fost utile la nimic și care chiar mă încurcau, ele fiind și panoramate stânga-dreapta. Apoi, la chitară. Iarăși, am tăiat foarte mult bas. Chitara electrică conține de cele mai multe ori foarte multe frecvențe medii și puține frecvențe înalte, însă frecvențe joase, în acest caz, în cazul meu, nu prea conține, așa că am preferat să le tai. Aici nu le-am tăiat pentru că este vorba doar de intro, unde această bucățică era deja procesată, iar pe solo am făcut o altă egalizare care și ea conține un filtru trece sus. Filtrul trece sus înseamnă că trec frecvențele de mai sus de un anume loc unde vrem noi și le taie pe toate cele de jos. Pardon, nu era solo, era partea de outro, dar și pe solo am un egalizator similar. Așa. Pe pianul electric. Pianul electric conținea foarte mult bas, foarte multe frecvențe joase, care nu au fost neapărat utile acestui proiect și pentru a face un mixaj cât mai bun, am considerat că trebuie să tai foarte mult din frecvențele joase. Pianul electric acum sună așa. Însă dacă nu aș fi tăiat din frecvențele joase, da, ar fi sunat cam așa. O
observăm că pianul conține în această parte foarte multe informație în spectrul de frecvențe joase, însă chiar dacă un pic se schimbă ca și sunet, tăind acele frecvențe, sunetul lui nu este afectat în mix atunci când se aude împreună cu toate celelalte instrumente. La fel și pentru această chitară acustică cu 12 corzi, ea în mod normal ar suna cam așa. Observ și aici că am în partea de frecvențe joase, se întâmplă ceva, însă nu mă interesează foarte mult pentru că odată ce intră celelalte instrumente, tot acest bas este neesențial. Nu se va mai auzi oricum în mix. Dar, în schimb, dacă îl las acolo, se va aduna împreună cu tot basul de la pianul electric, de la voce, de la restul tobelor, de la bas, de la chitara electrică și așa mai departe. Deci orice sunet am, dacă las aceste frecvențe joase, toate se însumează și va ieși o salată de neascultat. O soluție pe care eu o folosesc pentru a scăpa de aceste probleme este folosirea unui filtru trece sus pentru fiecare canal, cu excepția celor de la care vreau să aud basul, de la care vreau să aud acele frecvențe joase. În cazul de față, instrumentul de bas și kickbass-ul de la tobă. În rest, de la toate, am cam tăiat tot ce nu a fost nevoie. Aici poți observa, fiecare egalizator de pe fiecare canal are tăiate frecvențele joase, mai mult sau mai puțin, în funcție de cât a fost nevoie. Pe voce, în special, am încercat să tai din joase doar până în momentul în care am observat că afectează vocea ca și timbru vocal, după care am dat puțin înapoi. Astfel am lăsat vocea nealterată, vocea am vrut să rămână exact așa cum era ea, are și ea egalizatorul ei, însă nu are legătură cu aceste frecvențe joase de care încercam să scap. Și bineînțeles, pentru bas am accentuat niște frecvențe medii și acolo un pic de tăietură neesențială, zic eu, pentru frecvențele joase care alea chiar sunt sub 30 de Hz, ceva de genul acesta. Lasă-mi un comentariu mai jos și scrie-mi cum procedezi tu, dacă folosești aceeași tehnică sau dacă ai vreo idee mai bună și cum îți ies mixurile. Nu uita să te abonezi la acest canal YouTube pentru a primi de veste atunci când postez materiale asemănătoare.